Slăvit să fie Domnul! Am văzut o ființă îmbrăcată în alb în mijlocul nostru și sta și privea așa spre popor, dar radia așa o bucurie pe față la ființa aceasta. N-am putut să deosebesc ce era. Era o ființă îmbrăcată în alb. Era o ființă dumnezeiască. Și prin lucrul acesta Dumnezeu mi-a descoperit că Dumnezeu s-a bucurat și se bucură. Știți de ce? Că a văzut inimile încălzite. Ați lăsat ca Duhul Sfânt să pătrundă în inimi. Slăviți să fie Domnul. Și a zis Domnul așa: vreau să spun poporului meu, pentru că lumina mea este aici. Și acolo unde este lumina mea și puterea mea, vrășmașul n-are putere. O zis, dacă v-aș descoperi, să vedeți în jurul vostru, în jurul poporului, în jurul bisericii, dacă ați vedea cum cad duhurile, când prezența mea este din plin și când voi vă bucurați, vrășmașul n-are putere. Și o zis Domnul, cade vrășmașul și pierde teren. Iar când voi vă împietriți inima și vă închideți gura, o zis, el câștigă teren. Iar eu vreau ca el să piardă teren. Și o zis, dacă veți continua așa, o zis Domnul, că veți vedea puterea mea la lucru. Pentru că anul acesta este un an de îndurare pentru voi. Și vreau să vă fac lucrători împreună cu mine. Și o zis Domnul, vreau să vă prelucrez inimile. Vreau să vă prelucrez cugetele. Duhul vostru să vi-l prelucrez. Dar o zis Domnul, continuați și nu tăceți, strigați la mine, slăviți să fie Domnul. Pentru că Domnul vrea să dea daruri, frați și surori. Este un an al îndurării. Și o zis Domnul, vreau să dau daruri în popor. Vreau să dau daruri, asta este un semn din partea mea, ca poporul să se întărească. O zis, dacă veți continua așa cu focul rugăciunii și veți lăsa ca focul să fie în inimile voastre, o zis, veți vedea puterea mea, pentru că puterea mea este nemărginită, este mare. O zis, lăsați să curgă izvorul, să intre în inimile voastre. Și o zis, intrând în inimile voastre, vă veți înviora, slăviți să fie Domnul, și inimile voastre se vor înviora. Amin.